Hai salutare, băieți! Haideți! Bună! Portii! Bă, Tony, bă! Da! Poți să-mi zici de ce dracului ne-ai strâns pe toți aici? Este ziua! Stră, unchiul bunicii, unchiului tău, meu, al meu! Poftim! Este ziua de naștere al lui stră, unchiului bunicii, unchiului meu, al tău! Bă, nu te aude muzica asta, e prea tare! Așa trebuie să fie! Bă, nu pot să închid muzica! Vreau să închid muzica! N-ai voie! Te rog frumos, lasă-mă să închid muzica! Nu este voie! O să mă duc să închid muzica! Așa, în sfârșit, aud ceva. Bă, ce faci, bă, nu mai porni iară! Bă! Tu închizi muzica la petrecerea unchiului stră, unchiului bunici, unchiului meu, al tău? Bă, nici măcar... Las muzica mai tare! Uite-l pe ăsta, bă, de unde a ieșit. Ies, el încă îl simte muzica și după ce ai oprit-o, tu, băi, maniacule, ce ești. Bă, tu ești maniac, bă, spune... Ești cel mai mare maniac. Bă, nici măcar nu e stră, bunicul uncii, bunicii bunchiului tău, meu, tău. De unde știi? Unde e? Păi e ziua lui ei. Unde e? Ca să-l sărbătorim ziua. Lui ei. Păi mergem la casa lui ei. Mergem la casa lui ei ca să o luăm de acolo. Că noi momentan dăm petrecere și aia e. Deci înainte ne-am întâlnit aici că trebuie să fac niște verificări de rutină la voi doi. Că nu aveți o problemă, mai ales tu. Ia uite cum aia pus în cap. Ce am pus în cap, mă? Bă, mi-am pus și eu șapca cum îmi vine mie, mă, că-mi strică părul. Bă mă cac pe ea șapcă, bă, are... Dacă ai capul pătrățos, trebuie să ți-l pui mai așa. Bă, îmi pun cum vreau șapcă. Ce faci, mă? Lasă-mă pălărioara de petrecere din cap, bă, lasă-mă. Îmi place cum arată. E prea frumoasă pentru tine. Da. Bă, dă-mi pălărioara jos. Îmi dau pălărioara jos. Nu, trebuie să ai pălărioara, dar trebuie să stea bine, ce Dumnezeu. Bine. Unde vii tu așa? Păi nici nu știu, bă, nici nu știu despre ce petrecere e vorba în primul rând. Bă, du-te dracului. Te-am mai spus. Este ziua lui stră, unchiului bunicii, unchiului bunicii mele, ale tale. Lămâa, uite așa, ăsta este spiritul, bravo. Ai înțeles? Așa că hai odată să mergem să o luăm pe bunica și să nu scoți nicio vorbă și să-ți aranjezi dracului pălăria aia până plecăm. Bine, stai că mi-aranjez, să vezi ce mi-aranjez eu pălăria la măta, în cap mi-aranjez, bă, du-te dracu' de prost. A, e și șmecher acum. E bine pusă. Poate să mai luăm nicăieri, poate stai aici, ce vrei? Vrei să stai aici și să asculti doar muzică toată seara? Bă, sincer, nu, nici nu voiam să fiu aici, bă, ai venit la mine acasă și mi-ai adus toate astea, bă. Realizez că ești la mine acasă și ai venit cu dita mai semnul. Nu, asta nu mai e casa ta, asta este petrecerea. Dacă e ziua de petrecere a bunicului, unchiului, bunicii meu. De ce scrie Ghost Hunting Distribution Happy Anniversary Birthday? Nu aveau alte semne. L-am luat din scurt și n-aveau alte semne. Și au zis că au numai de-astea fantome. Urmărim distribuție din bunii de-astea. Și am încercat și eu să fac ce am putut. Recunoaște fără semnul ăsta? Da. Trebuia. Nu avem de unde. De unde bani, bă? Tu crezi că am plătit pentru tot ce e aici? Tu crezi că în cadourile alea e ceva? Aia. Sunt goale? Nu, sunt goale. Sunt pline de surprize. Nu, îmi plac surprizele. Surprize goale. Știi în momentul ăla când tati zice că pleacă de acasă și că vine imediat? Da, mi-a zis și mie acum 12 ani. Surprize din astea sunt și aici. Mamă, pe aștept, când le deschidem? După ce o duce pe unchiul stră, unchiul bunica unchiului meu. Mă mănâncă nasul. Bă, ia mâna! Deci ce scarpe, scuze! Așa, băieți, trebuie să mergem imediat la dubă, că dacă vine poliția și ne prinde. Așa că hai repede, hai! Asta ce e? Păi jurnalul lui bunica sa, mă, lasă-l în pace, că n-ai voie să umbli așa cu el. Cum activezi camera de vlog? Pune, bă, jurnalul aici. Bă, taci-mă puțin cu jurnalul tău. Bă, dai bă! Gândiți-a, bă, cum e cu camera de... Uite-te ce m-ai făcut să fac! Ai scăpat camera de vlog! Am aruncat-o de nervi! Vezi ce fac? Că nu mai pot cu tine. Ia dă-mi și mie, bă! Ții degetul în fața camerei când filmezi, normal că nu merge. Trebuie să iasă chestia asta, dar nu vrea să iasă. Bă, dea-mă puțin. Lasă că eu camera mea să-ți arăt cum se face. Bă, nu merge, mă. Te-ai gândit că poate trebuie să o pornești când mergem la petrecere și o filmezi pe bunica ta și nu aici? Gamea să-mi trag palme. Deschide ușa asta că nu mai pot. Ia să vedem, acum merge la petrecere. Nu merge, vezi? Ștoarfa asta de bunica ta. Ia, mai zi o dată. Ștoarfa asta de bunica ta. Bă, nu da, mă. Bă. Îți dau cu nuiaua, exact cum a învățat ea, cu nuiaua. Două secunde, am și eu o întrebare. Pe bunica ta o cheamă Donald Williams? Da. Ăsta e nume de băiat. Așa și? Ce? Ce fi cu schemele astea aici la mine?
Da, e nume de băiat. Și ce? Și ce? Și ce? Păi tu ești sigur că am mers la bunica ta? Da. Stră, bunica mea. Aici suntem. Haide. Suntem aici la bunica și chestia e că casa bunicii un pic mai... He, scârț, știi? Uite, luăm cheia. Așa. Și de-aia este el aici cu noi, domnul Horace, exorcistul satului. Vezi, e un profesionist. Nu cunosc om mai experimentat în ale fantomelor și ale aparatelor de genul. Ce face? Încearcă să fac o poză. Cum fac o poză? Horațiu. Trebuie să apeși pe buton. Care buton? Horațiu. Pe buton. Horațiu. Da. Ai mai făcut exorcizări până acum? Da. Am 2 milioane de follower pentru exorcizări. Hei, ce faceți? Hei, astea șuste. Vă place, e? Nu merge să fac poză, ci cu... Bă, unde l-ai găsit? Băi, l-am găsit pe Instagram. Și are 200. Ideea e că nu se prea pricepe la matematică. Și i-am zis că are 200, dar el tot a zis că are 2 milioane și am început să-l cred. Și chiar cred că are 2 milioane acum. E, sunt cam multe grade aici. E pentru că e atmosfera încinsă din cauza mea. Vezi? Ha? Ha? Băi, ești sigur că se pricepe? Da, bă, o să vezi. Bă, n-are de ce să-ți fie teamă. Fiți atent. Gata, echipă. Nu, bă, termina, mă, numai. Gata. Haide să cucerim fantoma. Adică dar să ți-ai luat ce-ți trebuie, nu ți-ai luat nimic la tine, Horațiu. Ba da, am nevoie doar de Duhul Sfânt. N-ai nici lanternă, e întuneric, Horațiu. N-am nevoie. Bine, Horațiu, haideți că am eu cheile, veniți după mine. Da. Unde-s lanternele? Ce? Unde-s lanternele? Lanternele? Da, acolo, pe raft. Ce faceți? Numai puțin. Mi-a spus o rugăciune pe care s-o spun față de bunica ta, că mi-a zis că e religioasă. A, e foarte bine atunci, foarte am glumit, bă, nu știe niciunde sunt lanternele, uite ce terminat e, uite-te la el. Hai bă, că știe, mă, n-ai nicio treabă. Deci fii atent, ține camera să filmeze. Hello, I'm home. Hai să-ți arăt unde dormim noi, vină cu mine. La haide. Etaj? Îmi e frică la de înălțimi. Nu, haide cu mine. Ține lanterna, că n-avem lumine aici. Haideți, domnul, haideți. Acolo este camera dumneavoastră, vă rog să vă duceți. Cum adică, doar eu? Dorm acolo? Da, doar tu. Păi uite-te câte camere sunt. Eu dorm jos. Jos? Da. Și de ce dorm eu sus? Că tu ești invitatul nostru special. Aici dorm. Se aud scârțituri. E casă veche, infrastructura, nu țin, uite podelele. Mi s-a închis ușa. E de la curent. Așa, deci, după dumneavoastră, haideți să vă prezint, haide. Oh! Horațiu, ești în regulă? Da, am dat cu capul. Horațiu? Am dat o masă în cap. A, deci ai găsit fantoma, Horațiu? Da, aproximativ, aceasta e locația. Camera aceasta sau cealaltă? Bă, cum adică, bă, stați, cum adică fantoma? Deci ți-am zis că e cel mai bun exorcist, nu? Da. Hai de mine, uite-te mă că a găsit deja fantoma și abia am ajuns aici. Deci de-abia ți-am arătat camera. Haideți, o găsim pe bunichii și o spargem. Pe bunichii, stai, ce? O găsim pe bunichii și o spargem. Aici e. Aici e, nu? Am găsit-o. Sunt 4 grade. Trebuie să închidem ușile ca să nu iasă. Având în vedere că sunt eu aici și sunt doar 4 grade, sigur e o fantomă, că altfel era prea hot atmosfera. Bă, voi sunteți siguri că știți ce faceți? Te-ai mai confruntat cu vreo fantomă până acum? Bă, nu m-am confruntat cu nicio fantomă până acum, bă. Bun, avem un tutorial foarte simplu. O vezi, nu țipi, te bați cu ea și ne lași pe noi doi să scăpăm. Ai înțeles? Mă bat eu cu ea. Da, și ne lași pe noi doi să scăpăm. Bă, dar nu era vorba că mergem la ziua lui bunicii? Păi asta facem. Practic, am uitat să zic un mic amănunt. Deci, practic, bunicii e cam stră bunica mea care a murit acum 300 de ani. Practic, e un demon. Ar fi fost ziua ei astăzi, dar acum vrea să ne omoare de ziua ei și am zis că ar fi bine să o uităm noi în cap, nu ea nouă, știi? Ofensivă, nu defensivă. Asta este. Deci am venit aici să exorcizăm sufletul lui bunicii. Să distrugem sufletul. Să o cucerim. Să o cucerim. Ei, caramba. Fii atent ce s-a întâmplat de fapt cu bunicii. Deci a fost o mare ceartă la noi în familie. Super mare. Deci practic odată bunicul a uitat să ia pâine ciabata. Și bunicii s-a supărat foarte tare că i-a mâncat doar pâine ciabata. Ea nu punea gura pe pâine de aia de țărani. Altă pâine, știi? Doar ciabata. Adică pe orice altă franzelă i-a mâncat numai ciabata. I-a mâncat doar ciabata. Și s-a supărat extrem de tare și i-a dat un șpiț direct în tâmplă. Lui stră bunicul. Bunicii. Adică aici. Da, în tâmplă. Aici. Aici. În tâmplă. Aici. I-a dat un picior în tâmplă aici, un șpiț. Să arăți aici. Păi da, aici. Aici e tâmplă. Nu, aici e tâmplă. Nu, aici. Nu, aici se întâmplă. A, aici se întâmplă.
Da, zici că ești păi prost. N-ai zis că ai dat întâmplă. Păi da, aici. Aici. Nu, că aici se întâmplă. Bă, ce se întâmplă? Aoleu! Uite pe bunica! Uite bunichii! Bă, vine bunichii după mine! Ui bunichii, ce fericită pare! Mama, e bunichii după noi! Aoleu, bunichii, nu! 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 L-a luat! Bunichii, nu! Orațiu? Orațiu! Asta e, plecăm. Unde să plecăm, bă? Plecăm, e plecăm, e groasă, plecăm. Bă, dar Orațiu? Asta este, ce să-i mai fac eu lui? Te aveam venit pentru bunichii. Bă, aveam un singur lucru de făcut. Unu, odată, un singur lucru. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la... Bă, bă, nu faci bine, nu faci bine că vine iară! Vine ia, vine bunic, bă! Bă, tu ești sigur că era ziua lui bunichii? Bă, bunichii, vreau să-i cântăm la mulți ani! Bă, vine după mine! Vine mulți după mine! Mulți ani trăiască, mulți... Bă, e spatele meu! E spatele meu, bunichii! Nu, bunichii! Nu! Bunichii!